Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat tuturor primăriilor să colecteze date și informații de la nivelul secțiilor de votare necesare în vederea identificării de către autoritățile sanitare responsabile a unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă, informațiile colectate de primari trebuie completate într-un fișier electronic până cel mai târziu în data de 7 august. Conform instrucțiunii de completare a acestui fișier, primarii trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte. Astfel, sediile secțiilor de votare trebuie să asigure setul de condiții minimale privind locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora. De asemenea, este obligatorie asigurarea igienizării și dezinfectării spațiilor, asigurarea marcajelor pentru distanțare fizică, punerea la dispoziție a participanților la procesul electoral, a facilităților existente la nivelul imobilelor în care sunt organizate secțiile de votare. Pentru a evalua modalitatea de stabilire a fluxurilor, astfel încât să poată fi asigurată distanțarea fizică, accesul participanților la procesul electoral, precum și modalitățile de dezinfectare, informațiile solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă au vizat numărul cabinetelor de votare, suprafața sălii de votare, dacă în imobil se află o secție de votare unică sau un centru de votare, exteriorul imobilului, suprafața zonei de acces, grupul sanitar, aerisirea, ventilația, precizează comunicatul citat.